Noi specii din seria Atlas de mitocănie urbană. Bătrânelul de discotecă, Pedophilus libidinosus. Asemenea mârlanului de dorobanți, Pedophilus libidinosus își petrece întreaga zi odihnindu-se în cafenelele din zona fierbinte Dorobanți Radu Beller. Îl recunoști ușor, el având mari probleme cu glandele salivare, ori de câte ori întâlnește o femelă mai tânără, care ar putea să-i fie nepoată. Bătrânelul de discotecă vânează mai mult noaptea în cluburi întunecoase, cu nume de Bambus, pentru a fi ferit de ochii semenilor săi. Plin de bani, își permite să se îmbrace aproape modern, ba chiar tinerește, crezând că în felul acesta își va păcăli prada. Ciudat, dar de cele mai multe ori, și retlicul chiar îi reușește cu pițipoanca de companie, specie prezentată de noi într-un episod anterior, care îl iubește dezinteresat câtă vreme are nevoie. Fire nestatornică, o consumă însă repede, căci timpul nu stă pe loc, iar el știe asta prea bine. Dacă ai fost deranjat de comportamentul lui sau al altor exemplare ce aparțin unor specii ale faunei urbane neidentificate de noi, povestește-ne pe antimitocanie@eliberadio.ro. Atlas de mitocanie urbană, un demers de bun simț, Radio Guerilla.